Hello! Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube! Astăzi o să modelăm împreună o fetiță din lut polimeric și o să facem un decor pe cană. Să începem, zic! Pentru mine, piesa de început este capul, deoarece așa reușesc să cetrez corpul și să îl echilibrez într-un mod armonios, zic eu. Am folosit Fimosoft numărul 43. Este extrem de important ca lutul să fie condiționat foarte bine, să fie moale, deoarece altfel va crăpa la copt. Și vă spun sincer, mie mi s-a întâmplat ca fața, după ce am scos-o din cuptor, să prezinte fisuri și de atunci nu mă mai risc. La fel extrem de important este ca după orice operațiune și în special pe culorile deschise să ștergem foarte bine lutul, deoarece atrage impurități. Eu îl șterg tot timpul cu un șervețel umed sau cu bețișoare de urechi înmuiate în acetonă. Pentru fustiță, pentru prima fustiță, deoarece vor fi două, am folosit Fimo Translucent culoarea alb. Ca să îi pot da acea textură de material, eu tot timpul sau în mare majoritate a timpului folosesc cutterul de precizie, deoarece are o textură superbă pe mâner. Pentru cea de-a doua fustiță, eu am folosit roz combinat cu alb să am o nuanță pastel. Sincer, culoarea roz nu are un număr, deoarece în principal eu îmi combin culorile ca să găsesc nuanța potrivită, așa că de obicei nicio păpușică, nicio fetiță nu are aceeași culoare și este unicat. La fel, pentru textură, folosesc același cutter. Ca să-i dau senzația de cusătură în partea de jos a fustei, folosesc același cutter de precizie, dar vârful. Dacă o să vă uitați atent, vârful acestui cutter este puțin tocit. E, cu acea parte vom face senzația de cusătură. Eu mă ajut mereu de instrumentul de silicon pentru a avea tot timpul margini netede. După fiecare nuanță este bine să ștergem mâinile ca să nu se combine culorile, deoarece mai rămâne nuanță veche pe mâini. Deoarece am vrut ca această fetiță să arate ca o zână, m-am gândit să-i mai pun ceva deasupra și ce să-i pun? Un paltonaș, un fel de paltonaș. Așa că am combinat albastru din nou cu alb. Am folosit un alt cutter de precizie cu o altă textură, pentru o textură puțin mai grosieră și am încercat să îi creez un paltonaș. Sincer, nu mi-a ieșit din prima, n-am fost mulțumită, așa că am mai căutat opțiuni. Procesul de creație înseamnă de multe ori să o iei de la capăt. Și paltonașul meu vrea să primească o nouă față. Din păcate, albastru a cam adunat multe scame, așa că m-am chinuit puțin să-l curăț cu un șervețel. Mi-am dat seama că în acest caz cea mai bună opțiune este de a avea un paltonaș drept pe această fustiță în cloș, așa că asta am făcut.
Pentru decorul capei m-am ajutat de un mulaj floral. Am decis să-i pun niște floricele pe care le-am combinat. Unele sunt făcute cu fimo translucent alb, unele cu un roz foarte deschis. Înspre final îi tonăm obrajii cu puțin roz pentru un plus de culoare a feței. Urmează mâinile, care sunt făcute la fel ca și restul corpului din Fimo Soft, numărul 43. Aici am adăugat floricelele roz de care vă spuneam mai devreme. Acum îi facem și papuceii. Eu am folosit alb pentru papuci și albastru, la fel ca albastrul capei, pentru glezna papucilor. Pentru că vroiam să aibă ceva în brațe, m-am gândit să fac niște floricele ceva mai ieșite din comun, nimic standard. O să vedeți ce ieși. Pentru că nu mi-a plăcut cum se integra în decor, m-am hotărât să o iau de la capăt. Deoarece am vrut să aibă în brațe un decor feric, potrivit pentru o zână, am ales o floare mare roz și niște frunze albastru, turcoaz, combinat cu roz. Să fie ceva mai ieșit din comun. Mie mi-a plăcut foarte mult ce a ieșit.
Deoarece în concepția mea toate zânele sunt blonde și cu piele albă, așa va fi și zâna noastră. Pentru textura părului, eu m-am ajutat de partea netăioasă a cutterului. Către final, este necesar să privim păpușica în ansamblu, să vedem ce îi mai lipsește, ce îi poate aduce un plus valoare. În cazul de față, câteva accesorii pentru papuci și ceva interesant. Orice zână are flori în păr, nu? Nu se putea ca a noastră să nu aibă, mai ales că este o zână a primăverii. Așa că i-am adăugat niște floricele în păr. Etapa finală sunt ochișorii. Eu îi fac acei ochișori denumiți virgulă sau zâmbet. Mie mi se pare că se potrivește și îi dă o față zâmbitoare, chiar dacă nu are gură. Dacă vă place ce a ieșit, like, subscribe și aștept sugestiile voastre pentru noul tutorial. Mulțumesc!